Cocoșul și vulpea. Odată vulpea puse ochii pe un cocoș mare și gras pentru cină, dar, fiindcă acesta era iute de picior, scăpă de vulpe suindu-se într-un copac. Vulpea se prefăcu foarte tristă, deoarece cocoșul nu avea încredere în ea. De ce ai fugit de mine?" îl întrebă mirată. "Doream numai să te strâng în brațe ca pe un prieten." "Nu sunt atât de prost încât să cred spusele tale," răspunse cocoșul. "Înseamnă că tu nu ai aflat noutățile." "Despre ce noutăți vorbești?" întrebă cocoșul, prefăcându-se curios. "S-a dat vestea împăcării," pretinse vulpea. "Acum suntem cu toții frați. Coboară ca să ne putem îmbrățișa și noi în pace." "Dar mai repejor, căci sunt grăbită să-mi îmbrățișez și ceilalți frați." "Așteaptă numai o clipită," se prefăcu bucuros cocoșul, căci zăresc niște câini de vânătoare. "Ar fi mai bine să-i aștepți și pe ei. Sigur vor să te îmbrățișeze și ei pe tine, dacă și așa e pace." Fiind urcat în copac și văzând până în depărtare, vulpea crezu vorbele cocoșului și consideră că e mai bine să o ia la fugă. Dar înainte de a pleca, îi mai spuse acestuia: "Nu te-am mințit, dar trebuie să plec pentru că nu sunt foarte sigură că și ei au auzit vestea cea mare." "Cu siguranță că au auzit," răspunse cocoșul, "altfel nu s-ar grăbi să vină încoace. Stai, vulpe, nu pleca, de ce fugi?" Astfel scăpă cocoșul de vulpe. "E bine să știi cine e dușmanul dușmanului tău."